Și Pavel spune așa, fraților, oamenii se consideră morali, se consideră prin felul de a trăi, prin felul de manifestare, oameni cu un nivel de cultură sau altul. Voi, sau vouă să nu vă fie niciodată rușine de Evanghelia lui Hristos. De ce? Pentru că în această Evanghelie, în Evanghelia lui Hristos, este așezată puterea lui Dumnezeu. Dar știți pentru cine? Pentru cel sau pentru cei care crede. Vreau să mă opresc. Nu o să țin după ora 12. Vreau să închei cu o mică mărturie care se întâmpla într-o țară anticreștină, cu mulți ani în urmă. O familie de creștini s-au mutat acolo de misionari pentru a aduce vestea Evangheliei în țara respectivă. Datorită faptului că statul, comunitățile din vremea respectivă de atunci nu acceptau credința creștină, a pândit această familie, a prins-o și părinții au fost executați în fața copilului. Copilul a fost dus într-un lagăr, într-un lagăr unde au stat o vreme acolo. La un moment dat, autoritățile s-au gândit că ar trebui să fie găsit acel copil care s-a pierdut printre alți deținuți în lagărele din țara respectivă. Pentru că ei vroiau ca să elimine cu totul credința creștină. Așa cum au vrut să elimine alții Biblia și nu au reușit. Uitați, peste sute de ani este aici încă. În momentul respectiv au fost trimiși gardieni la diferite lagăre să caute copilul creștin, care acum era puțin mai mare. Au ajuns gardienii în lagărul unde era copilul. Au făcut careu și au anunțat public. Cine este creștin din această sală să iasă în față. S-a făcut liniște și în sală și în inima copilului. Fiindcă nu mult timp înainte copilul a văzut cu ochii lui cam cum s-a comportat statul față de părinții care erau creștini. S-au gândit mai bine și au zis, dar eu îl cunosc pe Iisus și Iisus e prietenul meu, asta înseamnă că eu sunt creștin. Așa, asta înseamnă că trebuie să ies în față că sunt creștin. Și dacă nu ies, înseamnă că mă lepăd. După o perioadă, un timp de luptă interioară, a ales ca să iasă în față. S-a ridicat în picioare și a început să facă pași spre ieși în față. Gardienii, când l-au văzut, repede s-au grăbit, l-au luat. După o mică discuție, l-au scos afară. Au primit ordin ca să plece într-un loc mai pustiu, mai retras. Și mergând spre acolo, copilul era convins că acolo o să fie executat. Când au ajuns acolo, împreună cu gardianul, gardianul s-a uitat în ochii copilului și a început să plângă. Deja ești un minut. Termin povestea sau mă opresc? În momentul respectiv, după ce a început să plângă, a spus așa, copile, când eram mic, bunica mea mă ducea la școala duminicală, la biserică. Știu despre Iisus. Știu în cine crezi tu. Și plângând i-a spus așa, vezi drumul ăsta care duce spre bornele respective? Da. Ia-o pe drumul ăsta și după ce o să treci de bornele respective, o să fii liber. Și acest copil a luat drumul spre libertate. Pășea, nu știa ce se întâmplă. A ajuns, a trecut granița respectivă. Și, într-adevăr, a trecut într-o țară unde credința creștină era promovată și era acceptată. Și a fost liber. Acest copilaj
născut mare, o devenit un om în vârstă. Și mărturisea acum de data asta cu ochii în lacrimi el. Și spunea așa: aveam să rămân pentru toată viața cu frustrarea că m-am lepădat, dacă nu ieșeam în momentul respectiv în față. Dar pentru că el nu s-a resemnat, pentru că nu s-a cerut scuze că e creștin, a ieșit în față și a spus: eu sunt creștin, eu cred în Dumnezeu, eu am principii de care nu mă pot lepăda. Era plin de fericire acest om în vârstă și spunea: sunt așa de bucuros că am rămas tare în Dumnezeu. Am rămas credincios lui Dumnezeu și am o împlinire specială în suflet. Dragilor,